Iubiți credincioși, vom citi un cuvânt al înaltei mitropolit Andrei despre rugăciune și post. Așadar, mitropolit Andrei Cuț, chiriacodromion contemporan, rugăciune și post. Acest neam de demon nu iese cu nimic decât numai cu rugăciune și cu post. Marcu, capitolul 9, versetul 29. Pericopa evanghelică a duminica cea a patra din post ne pune în față două mijloace cu ajutorul cărora ne luptăm împotriva răului. Este vorba de rugăciune și de post. Când Domnul nostru Iisus Hristos era pe muntele Taborului și s-a schimbat la față înaintea celor trei ucenici, Petru, Ioan și Iacov, ceilalți nouă ucenici au rămas la palele muntelui. Un tată cu copilul îndrăcit a venit la ei. Știind că Domnul Iisus Hristos le-a dat puterea să scoată duhurile necurate și i-a rugat să-l tămăduiască pe fiul său, dar ei n-au putut. Când Domnul Iisus Hristos s-a coborât de pe munte, tatăl a apelat atunci și la el. Atunci Mântuitorul i-a pus o întrebare ajutătoare. De când îi se întâmplă aceasta? De când cade în foc și în apă? De când îl chinuiesc duhurile cele rele? La aceste întrebări, tatăl său a răspuns, din pruncia sa. Întrebarea avea un rol pedagogic, căci Mântuitorul a vrut să-i spună astfel. Adică, el din pruncie este chinuit, dar tu abia acum vii la mine. Sunt pe pământ de 33 de ani și propovăduiesc Evanghelia Împărăției Cerurilor. Ce ai făcut până acum? De ce nu te-ai interesat de el până acum? Înțeleptul Solomon în Cartea Pilelor ne face un îndemn. Deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și nici când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Pilde, capitolul 22, versetul 6. Efortul nostru educativ, ca și cel al tatălui din Evanghelie, nu trebuie să fie prea târziu. Trebuie să-i deprindem pe copiii noștri de când sunt mici cu rugăciunea, cu biserica, cu respectul, cu buna cuvință, pentru că astfel acestea se vor sălășlui în inimile lor și niciodată nu se vor mai abate de la ele. De aceea l-aș întreba pe tatăl copilului de când îi se întâmplă aceasta, făcându-l să înțeleagă că a venit cam târziu. De multe ori constatăm prea târziu că nu sunt destul de bine crescuți tinerii noștri, și e greu atunci când răul a devenit o obișnuință. Dar Domnul nostru Iisus Hristos, fiind doctorul cel mare și iubirea absolută, l-a tămăduit pe tânăr. După ce tatăl a plecat cu copilul, ucenicii rușinați au zis, Doamne, noi de ce n-am putut al tămădui? Nu ne-ai dat tu această putere ca să scoatem duhurile rele? Domnul Hristos le-a spus că motivul pentru care nu l-au putut tămădui este puțina lor credință, pentru că acest soi de demoni nu iese decât cu rugăciune și cu post. Acestea sunt două mijloace de a lupta cu răul, postul și rugăciunea. Sfânta Biserică, fiind un pedagog desăvârșit, în această duminică, când ne sunt prezentate cele două mijloace de luptă cu răul, ne-l pune în față pe unul pe care l-am folosit și a ieșit biruitor. Ne-l pune în față pe Sfântul Ioan Scăraru, marele ascet, scriitor și nevoitor din veacul al VIII-lea, de la mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai. La cerea unui alt mare stariț, Sfântul Ioan al Raitului, Sfântul Ioan a scris o carte minunată intitulată Scara Raiului. Mulți dintre creștinii noștri doritori de lectură duhovnicească citesc această carte pentru că ea a fost tipărită și în volumul al 9-lea al colecției filocalice de către părintele profesor Dumitru Stăniloae. Ei, în Scara Raiului, printre multe alte învățături, Sfântul Ioan Scăraru ne arată cum cele două mijloace de luptă împotriva răului, rugăciunea și postul, sunt eficiente întotdeauna, dar în mod special în postul mare, în posturi și mai ales în postul mare. Iată ce zice el referitor la rugăciune.
Rugăciunea este, după însușirea ei, însoțirea omului cu Dumnezeu, iar după lucrarea ei, susținătoarea lumii. Deci rugăciunea ține lumea. Atâta vreme cât oamenii sunt rugători, lumea nu va pieri. Prin rugăciune omul se unește cu Dumnezeu, pe de-o parte, iar pe de alta, prin practicarea ei, lumea nu va pieri. De fapt, nici nu poți pretinde că ești iubitor de Dumnezeu dacă nu te rogi. Iată o altă apotehmă, o altă maximă a Sfântului Ioan Scăraru pe care îl pomenim astăzi, referitor la faptul că bunul creștin este iubitorul rugăciunii. Abia așteaptă să se roage, abia așteaptă să meargă la biserică, să participe la sfintele slujbe. Zice următoarele: iubirea ostașului față de Dumnezeu o arată războiul, iubirea creștinului față de Dumnezeu o arată vremea rugăciunii și starea la rugăciune. Că creștinul de-abia așteaptă să vină ceasul rugăciunii, ora rugăciunii, ca sta, atunci își împlinește el sufletul lui, atunci se bucură cu sufletul lui când e ceasul rugăciunii, în vremea rugăciunii. Așa cum soldatul se bucură când vine războiul, că să arate ce a câștigat la instrucție. Starea lăuntrică ce-o arată rugăciunea, căci teologii vorbesc despre ea socotind o oglindă a sufletului. Pe bunul creștin îl cunoști după iubirea care o arată pentru rugăciune. Ava Evagrie Pontico adaugă: dacă ești teolog, roagă-te. Dacă te rogi, ești teolog. Poți fi și filozof și încă unul bun, dar numai dacă te rogi, te poți numi teolog. Așadar, prin un prim mijloc de luptă împotriva răului este rugăciunea. Cel de-al doilea mijloc pe care l-a pomenit tot Sfântul Ioan Scăraru, răzmit astăzi, este postul. Muntele Sinai, unde a stăriți el, este în Egipt, țară în care este foarte cunoscută apa Nilului, fiind vitală, care este apă vitală pentru locuitorii acestei țări, precum și pentru hodele ce cresc pe malul acestuia. De aceea, pentru a fi mai explicit, pentru a-i face pe cititor să înțeleagă mai ușor importanța postului și ce înseamnă el, referindu-se uneori la faptul că îndemnați de cel rău nu postim, într-una din maximile sale, Sfântul Ioan Scăraru zice: cunoaște că de multe ori dracul se așează în stomac și nu lasă pe om să se sature, chiar dacă ar mânca tot Egiptul și ar bea toată apa Nilului. Oricât mâncăm, tot nu ne săturăm. Aceasta e demonul lăcomiei, stomacul. Asemănarea e sugestivă, metafora e frumoasă și apoi și justifică de ce noi creștinii de multe ori nu biruim asupra răului și suntem ispitiți de multe patimi. În altă apotecă scrie așa: cel ce își îngrijește stomacul său luptă să biruiască duhul și luptă să biruiască duhul desfrânării. Adică cine mănâncă bine și îngrijește stomacul și vrea să biruie duhul desfrânării, este asemenea celui care voiește să stângă pârjolul sau focul cu gaz. Este sugestivă și această asemănare. Deci cele două mijloace de luptă împotriva răului, împotriva duhurilor necurate, se înfrățesc. Nu poate unul fără celălalt. Sunt creștini despărțiți de biserică, sectare în paranteză, care absolutizează rugăciunea și spun că nu e necesar postul. Sunt alții care absolutizează postul, nevoința, dar nu se roagă. Cei din Extrem Orient, care nu se roagă lui Hristos. Postul și rugăciunea, ca ce două mijloace de luptă împotriva răului, sunt cele două arii care ne ridică spre Dumnezeu. Tot sugestivă este și această comparație. Pasărea se înalță în zările albastre cu două aripi. Dacă e una e frântă, nu se mai poate înălța. Atunci, așa se întâmplă și cu noi. Rugăciunea fără nevoință poate deveni un pietism dulceasc, dar postul fără rugăciune poate deveni un ascetism osificat. Împreună, cele două mijloace ne ajută să ajungem la rezultatul dorit, acela la care
n-am ajuns deocamdată și la care nu ajunseseră cei nouă apostoli ai Domnului. L-au întrebat, noi de ce n-am putut să scoatem duhurile necurate? Răspunsul primit oarecum este dureros pentru ei ca pentru noi, ca și pentru noi. Din pricina puținei vaste credințe, pentru că acest soi de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Triodul, cartea din care se fac slujbele în postul mare, bază importanța celor două mijloace de luptă cu puterea răului pe care le-am pomenit. O cântare din Triod zice așa, cei ce dorim să ne împărtășim paștilor dumnezeiești, care încep în Egipt, care nu încep în Egipt, și cele din Sion, adică nu paștilor celor vechi, ale evreilor, ci paștile noastre lui Hristos, în Sion a înviat Hristos. Să ridicăm din mijlocul nostru aluatul păcatului prin pocăință, să ne încingem mijloacele noastre cu omorârea plăcerilor și să ne împodobim picioarele cu încălțămintea opritoare de la toată calea cea rea, să ne sprijinim pe toiagul credinței și să nu râvnim vrăjmașilor crucii Domnului și Stăpânului, făcându-ne pântecile Dumnezeu și să urmăm celui ce prin post ne arăta biruința asupra diavolului, mântuitorul sufletilor noastre. Sfântul Ioan Scăraru a fost un mare rugător și postitor, dar înaintea lui ucenicii Domnului Hristos au fost și ei mari postitori și rugători. Iată ce zice Sfântul Apostol Pavel, omul care a fost ridicat până la al treilea cer, care după gândirea noastră nu mai avea nevoie de post atunci când făcea apologie postului și rugăciunii. Asemenea, nevoință ca un antrenament pentru o competiție, competiția asemănătoare cu cea sportivă. Nu știți voi, că, zice Sfântul Apostol Pavel, că cei care alergăm, sau cei care aleargă la stadion, toți aleargă, dar numai unul ia premiul. Alergați așadar ca să-l luați, adică nevoiți-vă în așa fel încât să biruiți. Oricine se luptă, se înfrânează de la toate și se înfrânează de la toate ca să ia biruința. Așadar, alergați ca să-l luați. Și acela ia o cunună stricăcioasă, iar noi una nestricăcioasă. Adică nu postim așa doar ca să ne aflăm în treabă sau ne rugăm formal, așa cu moleșeală, ca să ne aflăm în treabă. Ne rugăm cu foc, să postim, să ne cu foc, să facem toate lucrurile ca să simțim harul lui Dumnezeu. Că acumularea harului lui Dumnezeu înseamnă biruința asupra diavolului, asupra răului din noi. Când avem harul lui Dumnezeu, rău nu este în noi. O scopul vieții este să domânim harul lui Dumnezeu, să ne unim cu Dumnezeu prin har. Și atunci rău nu va fi noi. Va lucra Dumnezeu în noi 100%. De aceea să facem așa fel că să dobânim harul. Eu așa alerg, nu ca la întâmplare și mă lum, nu ca la o vind în aer. Și închinez trupul și supun obii ca nu cumva altora propăduind eu însumi să mă fac netemnic. 1 Corinteni 9,24. Așadar, să ne ajute Dumnezeu pentru rugăciunea Sfântului Apostol Pavel și ale Sfântului Ioan Scăraru, ca folosindu-ne de ce două mijloace, postul și rugăciunea, să fim biruitori asupra păcatului și să ajungem cu bucurie a ne închina și Sfintei Învieri. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.